Dragi elevi, mă numesc Gabriel Vrânceanu și vă invit la o nouă călătorie în lumea matematicii. În ajutorul meu mi-au venit doi prieteni și vi-l prezint întâi pe prietenul Ek. Continuăm cu prezentarea amuzantului Inek. Cei doi prieteni ar dori să știe mai bine conceptele de identitate, inegalitate, ecuație. Ce au fiecare dintre ei în comun este dorința de a cunoaște. Evident că fiecare este expert. Dragă Ek, ce operații faci tu cu numerele? Operații de adunare, de scădere, de înmulțire, de împărțire, ridicarea la putere, extragerea rădăcinii. Acestea sunt operațiile învățate în clasele anterioare. Ce bine că le știi! Mă vei ajuta în ceea ce fac eu. Ești ca un biolog, le pui sub lupă. Pot spune și așa, însă ceea ce fac este să stabilesc relații între numere. Cam cum suntem noi în relație de prietenie, așa și cu numerele? Cam așa ceva. Iau două numere și stabilesc dacă sunt egale sau dacă sunt diferite. Deci nu te supăra dacă unul este mai mare decât altul sau mai mic? Evident că nu. În matematică, egalitatea și inegalitatea sunt relații folositoare am. Prietene, Inek, explicăm. Ce diferență este între 3 și X? Pe 3 îl cunosc, pe X nu-l cunosc. Deci nu știi să-mi explici. Nu mai înțeles. Aceasta este explicația. Pe 3 îl cunosc ca număr, despre X pot spune că... Înțeleg, dar eu aș vrea să-l aflu pe X, să aflu ce număr se ascunde în el. Aflarea lui X nu se poate face decât dacă îl pui în relație cu alte obiecte matematice. De exemplu, ai dreptate, adun 5 cu 3 și obțin 8, deci X este 8. Pot scrie X. Dragă Ek, observ ce ușor ceea ce nu știi, necunoscuta, se transformă prin învățare în ceea ce... Am încheiat cel de-al doilea dialog între prietenii Ek și Inek și, cum cei doi prieteni ne-au ajutat să ne aducem aminte, în exemplele următoare, 8 egal cu 8 sau 5 plus 3 egal cu 3 plus 5 sau 8 egal cu 3 plus 5. Am structurat pentru voi în comparație cele două concepte, cel de identitate și cel de ecuație. Continuăm comparația dintre cele două concepte. Astfel, când avem de a face cu o identitate, în stânga imaginii putem observa identitatea ce trebuie verificată, adică
În cazul de față, avem ecuația 3x plus 2 egal cu 5, ecuație ce... Continuăm comparațiile între conceptele de inegalitate și de inecuație. Am punctat deja acțiunile specifice pentru inegalitate, aceea de a fi verificat. Pornim de la enunțul dat, arătați că x pătrat plus 2x plus 2 este. Dorim să rezolvăm în mulțimea numerelor reale inecuația minus 3x plus 2 mai mic sau egal decât 5. Observăm că Eck și Inek, cei doi prieteni, ne-au propus nu doar o călătorie, ci și un adevărat tur de forță. Așa este, prietene Eck. Urcușul împreună a fost mult mai ușor, nu-i așa? Da. Atunci să le spunem copiilor că sunt așteptați în alte călătorii și îi provocăm la alte urcușuri. Dacă v-am stârnit curiozitatea și dacă doriți să parcurgeți pas cu pas cele recapitulate, puteți. Drag elev, îți mulțumesc că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație.